Spitalul Județean de Urgență Slatina întreprinde demersuri în vederea începerii activități în cabinetele medicale înființate în structura ambulatoriului integrat spitalului și situate în fostul Centru de Sănătate Drăgănești Olt. De mai bine de 10 ani de când spitalul s-a închis, pacienții se adresează Spitalului Județean de Urgență Slatina sau Spitalului Municipal din Caracal. Din septembrie însă, oamenii nu vor mai fi nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până la cea mai apropiată unitate medicală. Redeschiderea Centrului de Sănătate Drăgănești-Olt ca structura ambulatorului integrat spitalului este un important pas pentru asigurarea de servicii medicale pentru aproximativ 20.000 de persoane din Drăgănești-Olt, precum și din comunele limitrofe, care de 10 ani de când s-a închis spitalul din Drăgănești-Olt se adresează Spitalului Județean de Urgență Slatina sau Spitalului Municipal din Caracal. În cadrul Centrului de Sănătate își vor desfășura activitatea cabinete medicale pentru mai multe specialități. Cel mai important este că va exista și secție de pediatrie. Spitalul Județean de Urgență Slatina vine în întâmpinarea acestor nevoi prin deschiderea 4 cabinete în specialitățile medicină internă, pediatrie, neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, astfel încât populația din zonă să nu mai fie nevoită să parcurgă 40 de kilometri până la cea mai apropiată unitate sanitară. În acest centru va funcționa și un punct de recoltare analize medicale la cerere sau pe bază de bile de trimitere. Începând cu luna septembrie, aceste cabinete medicale își vor primi pacienți în clădirea fostului Centru de Sănătate Drăgănești-Olt din strada Capitan Drăgănescu numărul 3, clădire care a fost reabilitată din temelii prin eforturile Consiliului Județean Olt cu finanțare de la bugetul propriu.